a tranșă. Nu am e primul scurt, lot. Primul da. Lot și ultima. Păi acolo este ultima tranșă. Și ați văzut, guvernul din București are grijă de românii din partea stângă a prutului. Dar românii de aici? Poftim? Au grijă. Au grijă de românii care sunt malul stângă a prutului. Domnul ministru, dați-mi voie să spun și eu ceva legătură cu această chestiune. Această pătură nu, păcură nu este destinată doar celor care se recunosc drept români. Este destinată tuturor cetățenilor Republicii Moldova care au nevoie de o mână de ajutor. Și pentru noi e foarte important să spunem că nu facem niciun fel de discriminare între comunitățile etnice din Republica Moldova. Sigur că ne așteptăm ca și Guvernul Republicii Moldova, așa cum a demonstrat-o și fiecare dată, va avea aceeași abordare nediscriminatorie cu privire la această asistență.